Aici la Dinamo se efectuează prima schimbare. Demolari părăsește terenul. Se pare că a intrat Cătălin Hîldan, un tânăr de numai 19 ani, format la juniorii lui Dinamo. Atunci când te gândești la Cătălin, care e primul lucru care îți vine în minte? Devotament, dăruire, abnegație, atitudine și dăruire și sacrificiu. Dormea cu mingea. Dormea cu mingea în parc. A fost un războinic, pot să spun, un războinic. Așa a crescut el și în clubul Dinamo, pe aici nu se trece, cam asta era, aici nu se trece. A fost o onoare și o mândrie pentru mine că am reușit să fiu coleg, în primul rând să-l cunosc ca și om, pentru că înainte de a fi un jucător extraordinar, un jucător fantastic pe teren, a fost un om de o calitate sufletească extraordinară. Mi s-a părut un băiat extraordinar, un băiat simplu, modest, care, dacă putea să te ajute, te ajuta cu orice. Un băiat extraordinar, crescut într-o familie de oameni superbi, am crescut împreună. Tată, în viață, dacă vrei să realizezi ceva, trebuie să lupți în teren, să demonstrezi ceea ce știi. Chiar dacă nu ești foarte talentat, dar prin muncă se poate trece peste el. În momentul cât intră pe teren se transforma. Când îl vedeam pe el că rupe gazonul, noi să câștigăm, pur și simplu ne trăgea după el. O dăruință ieșită din comun, un devotament ireproșabil față de culorile clubului și de Dinamo. A dat 100% în absolut tot ceea ce a făcut pentru echipă. Își dorea foarte mult să aibă o carieră foarte lungă la Dinamo, titluri, cupe. El mereu a spus că trebuie să câștigăm orice meci. Hîldan în fața celui de-al doilea gol și poate al deznodământului acestei finale. Hîldan intră în careu, 2-0 pentru Dinamo. Hîldan, jucătorul emblema lui Dinamo. Un dribling fără probleme, Prunea a depășit. Dumnezeule, pe Cătălin Hîldan, când era capitan de echipă, da. Bă, cât era de rău, Dumnezeule, cât era de mic așa, păi am luat un roșu cu el, mă, la 4-0 vine în careu, mic așa, era nervos, aveam 4-0. Mă, și mă calcă pe picior și eu, pac, îi dau una. Mă, ne vede arbitru, ne dau afară pe amândoi. Și mă întâlnesc cu Cătălin pe culoare și dai și ea la pumni, amândoi. Ați luat la pumni? Mă, pe Ghencea. Ce vreme era rău, Cătălin era rău. Micuții dinamoviști trebuie să crească cu acest spiritul cu Cătălin Hîldan. Pe partea galeriei a afișat un banner pe care scrie unicul capitan Cătălin Hîldan. Cătălin Hîldan e mai mult decât un idol la Dinamo. E parte din identitatea clubului. Nu poți să zici Dinamo fără să te gândești la Hîldan. Galeria l-a iubit mult de tot. Nu m-am așteptat la asta. Cătălin Hîldan este cel mai curat sentiment pe care l-ai atunci când ești pe stadion. Când se cântă de Cătălin Hîldan, toată peluza se ridică în picioare și cântă în sincron, totul se aliniază în mod natural. Dragii mei, sunteți alături de familia Hîldan și vă mulțumesc foarte mult! Nu l-ați uitat niciodată! Cătălin Hîldan poate fi considerat singurul titular incontestabil de la Dinamo.